Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Ați auzit la știri de ieri încoace, liderii PSD și-au anunțat intenția de a schimba codul fiscal prin introducerea unor așa numite măsuri antispeculă. Adică, citez, practicarea unor prețuri nejustificat de mari, limitarea producției sau a vânzărilor și acumularea de mărfuri în scopul creării de deficit pe piață. Deci PSD vrea legislație împotriva acestor procedee. De asemenea, PSD insistă pe introducerea impozitării progresive. Domnul Ciolacu își motivează propunerea prin faptul că, citez din nou, cota unică nu mai este unică, în sensul în care sunt diverse praguri de impozitare a veniturilor și propune de asemenea diverse deductibilități pentru aceste praguri de impozitare viitoare, cum ar veni impozitarea progresivă. PSD ar vrea, deci, impozitarea progresivă de la începutul anului viitor. Până acum PNL s-a opus constant renunțării la cota unică. Moise Guran este la telefon. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața, Vlad! Bun, să le luăm pe rând. Deci, mai întâi despre așa numitele măsuri antispeculă. Ce ar însemna măsurile astea și cum ar putea fi ele puse în practică? Niște măsuri foarte bune, dacă te gândești. Pentru Rusia. Okay. Pentru Rusia, pentru o țară aflată în război, pentru o țară comunistă, cum a fost România înainte de 1990, când lucrurile lipseau de pe... Cultorul mult iubit venea și spunea: speculanții sunt de vină. E o cultură, de fapt, plantată în creierile poporului român de peste anumită vârstă, cum că, doamne, lucrurile lipsesc pentru că... Pentru că avem speculanți. Moise, te rog să stai locului, cum ar veni. Știu că ești agitat și mergi prin casă sau pe unde mergi tu, dar stai la geam, că pierdem semnalul. Am cer mii de scuze, da. Okay. Așa ești tu, Vioi. Da, zglobiu. Mulțumesc, te aud mai bine. Să revenim. Deci, da, într-adevăr, partidul spune să nu mai fie speculă. Și cum se face asta? Bun, în principiu este foarte greu de definit diferența dintre speculă și comerț. Ceea ce noi numim astăzi piață liberă și comerț reprezintă un mecanism care se învață la școală, prin care prețurile mai mari fac ca produsele să nu plece dintr-o piață. În momentul în care limitezi prețurile, în mod sigur vei avea lipsă de produse. Chiar dacă faci foarte 8 milioane de tone de grâu, să zicem, da, recordul României, s-ar putea să n-ai grâu în România dacă în portul Constanța importatorul îți dă mult mai mult decât îl poate vinde, de exemplu, fermierul român în România, pentru că cineva ar limita prețul. Și atunci îți lipsește grâu din România, chiar dacă tu îl produci. Acestea sunt lucruri, însă, na, mai complicate, să spunem așa. PSD-ul a avut întotdeauna o dar numai, știi că e o confuzie destul de largă în rândurile națiunii noastre. Confuzia dintre aritmetică și matematică și dintre ambele și economie. Economia reprezintă altceva decât aritmetică. Adică, de exemplu, dacă faci tu acolo niște calcule și zici, ia să vedem, să se vândă cu atât grâu sau pâine. Și mai departe vezi că lipsește. Și de ce n-avem? Păi, de ce n-avem? Păi, de aia că se face specul. Nu cred că, adică eu la modul foarte serios acum, cred că e o glumă populistă, pentru că, în primul rând, nu poți să introduci astfel de măsuri decât în situații excepționale de război, așa cum e Rusia sau Ucraina, sau cum era în România războiul dintre Ceaușescu și poporul său, da, și ăla era tot un război, atunci se pot introduce astfel de măsuri. Altfel, ele contravin regulilor economiei de piață și regulilor Uniunii Europene, din care e posibil ca PSD-ul să nu fie aflat, dar România face parte. În privința impozitării progresive, asta e un vechi de cald de bătaie al PSD, România a mai avut impozitare progresivă până în 2004. De ce s-a renunțat atunci la ea? Și ce s-ar obține prin revenirea la această formulă? S-a renunțat la ea pentru că, deși impozitul pe salarii depășea, pe salariile mai mari depășea 30%, 40%, de fapt nu se colecta, pentru că se găseau întotdeauna modalități și întotdeauna se vor găsi de a plăti mai puțin. Altfel sus, cu cât taxele sunt mai mari, de-aia spun că nu e aritmetică, e economie. Cu cât taxele sunt mai mari, cu atât colectarea la buget este mai mică. Iar România, în momentul de față, doar așa, de cultură generală vă spun, România, în momentul de față, are o ratare a colectării
undeva la 35%, dacă vorbim de total taxe, mult peste orice înseamnă Uniunea Europeană. Adică, uite, de exemplu, niște țări în care mai mergem în excursie, în Grecia, de exemplu, sau în Malta, și unde știm că de multe ori plătește așa și ăla nu-ți dă niciun bon acolo, deși e din ce în ce mai puțin, asta e sub 25%. Uh-huh. În Bulgaria, TVA-ul se colectează într-o proporție de peste 90%. În România, rateul e de undeva la 30%. Și de ce? Bun, asta e o problemă veche. Ține de decenii întregi. Da. Tot vorbim despre gradul scăzut de colectare, despre hai să mai creștem colectarea, despre și suntem acoada Europei. De ce nu se poate schimba asta în bine? Păi, pentru că, Vlad, de ce în general în România administrația nu poate să facă nimic? Asta este capacitatea administrativă a poporului român, a națiunii noastre, a guvernului nostru. Dar lucrurile sunt foarte serioase și sunt serioase de câțiva ani. Acum ajung la scadență. Guvernul României trebuie cumva să taie din cheltuiala publică sau să facă rost de venituri suplimentare de 10-12 miliarde de euro numai anul acesta. De ce? E foarte simplu. De câțiva ani încoace, veniturile nu cresc, și nu e din cauza pandemiei, e de dinainte de pandemie. Veniturile statului nu cresc, dar salariile și pensiile cresc. Vă mai amintiți? Legea pensiilor făcută de Dragnea, în momentul de față, peste aproape 90% din tot ce înseamnă taxe, impozite, atenție și contribuții în România, merge pe salariile bugetarilor și pe pensii. De-aia nu facem nimic în țara noastră. De-aia Uniunea Europeană ne dă bani, băi, construiți de bani, ăștia doar construiți. Da? Construiți și voi ceva? Nu, nu știm, nu putem. Suntem o țară fantastică, cum zice și rubrica voastră, și ce spun ei pe la televizor sau cu astfel de declarații despre speculă, adică ar fi ridicol dacă n-ar fi dramatic de la un punct încolo. Moise Guran, mulțumesc foarte mult pentru intervenție și explicații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.